Harul Mamei Natură. Într-o zi, în timp ce mama natură își vedea de treburi în grădină, i-a auzit pe doi dintre copiii ei, soarele și ploaia, care se certau care este cel mai important pe lume. Fiecare dintre ei susținea că el e cel mai important și fără el nimic nu crește. La un moment dat, mama natură s-a săturat să-i audă certându-se și s-a gândit să le dea o lecție. A trimis soarele pe o parte a lumii și ploaia pe cealaltă. La început, soarele și ploaia s-au supărat că au fost despărțiți, dar au decis că aceasta este șansa prin care fiecare poate demonstra că este cel mai important. Zi după zi, soarele strălucea pe o față a globului, în timp ce pe cealaltă ploaia continua să cadă. După o vreme, pe partea soarelui totul era uscat, iar pe cea a ploii totul era inundat. Când și-au dat seama de greșeala făcută, soarelui și ploii li s-a făcut rușine. S-au dus înapoi la mama natură și și-au cerut iertare. Știm acum că niciunul nu este mai important decât celălalt, au spus. Avem nevoie unul de celălalt, iar lumea are nevoie de noi amândoi. Mama natură era fericită că soarele și ploaia și-au învățat lecția. Pentru a sărbători, s-a gândit să ofere lumii un dar special. De-a lungul cerului a pictat un arc de cerc din culori minunate: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Lumea are nevoie de voi amândoi, copiii mei, soarele și ploaia, a spus ea. De câte ori veți vizita lumea în același timp, acest arc de cerc va apărea pe cer. Când lumea va vedea curcubeul, va ști că voi sunteți fericiți să lucrați împreună.